De-a lungul istoriei sale, pământul a fost casa a nenumărate specii de animale. Cu toate acestea, puține lucruri rămân cu adevărat neschimbate odată cu trecerea timpului, așa că majoritatea acelor specii au dispărut dintr-un motiv sau altul. Totuși, în anumite cazuri, poate că este mai bine așa. În trecut au existat câteva animale cu adevărat înfricoșătoare sau periculoase, care din fericire au dispărut până astăzi. Ești pasionat de tot ceea ce ține de spațiu și vrei să afli mai multe despre univers? Abonează-te la canalul nostru pentru mai multe videoclipuri ca acesta și nu uita să apeși clopoțelul pentru a ști când apare mai mult content fascinant. Archaeotherium. Artiodactilele de astăzi sunt formate din grupul în care sunt incluse căprioare, oi și lame, animale deloc înfricoșătoare. Totuși, nu putem spune același lucru și despre strămoșii lor. Archaeotherium a fost un entelodon care a trăit alături de rinocerii și caii timpurii pe câmpiile din Colorado, Wyoming, Dakota de Sud, Nebraska și Texas în timpul Eocenului Târziu, acum circa 37-23 de milioane de ani. Un adult putea ajunge la o înălțime de peste 2 metri și cu un craniu care avea un metru lungime. Fălcile sale lungi și dinții săi rotunjiți sugerează că specia era omnivoră, însă studiile recente sugerează și faptul că era un zdrobitor de oase. Oase aparținând cămilei antice Poebrotherium au fost găsite în formațiunea White River din Wyoming, iar cercetătorii cred că animalul a fost ucis de un Archaeotherium, deoarece perforațiile se potrivesc cu premolarii săi. Pe baza dimensiunii, formei corpului, a dinților și a dietei sale, specia este adesea comparată cu porcii de astăzi. Ba mai mult, Archaeotherium mai este uneori și numit porcul uriaș din iad, nume care se potrivește foarte bine cu aspectul, dar nu și din punct de vedere biologic. Două studii din 2008 și 2009 au concluzionat că entelodonții sunt strâns legați de balene și hipopotami, formând astfel clasa Wipomorpha. Balenele au evoluat în artiodactila, întărind astfel relația dintre ele și entelodonți. Titanoboa. Șerpii de astăzi pot fi destul de înfricoșători, dar cum ar fi dacă ei ar fi chiar mai mari? Titanoboa a trăit în timpul Paleocenului acum 66 până la 55 de milioane de ani în urmă și este considerat a fi cel mai mare șarpe care a existat vreodată. Titanoboa este cunoscut din mai multe fosile care au fost datate de acum 60 de milioane de ani, iar din estimările făcute pe baza vertebrelor excavate, paleontologii au sugerat că lungimea unui adult mediu ajungea la aproximativ 13 metri, în timp ce greutatea sa putea atinge și 1,2 tone. Prin comparație, anacondele adulte au o medie de aproximativ 6,5 metri în lungime, însă au fost descoperite și câteva exemplare care au atins 9 metri. Niciun șarpe viu nu a fost găsit vreodată cu o lungime verificată mai mare de 9,6 metri. Titanoboa este înrudit atât cu anacondele cât și cu șerpii boa, însă nu este clar dacă a fost mai strâns legate unul sau altul dintre acești constrictori moderni. Titanoboa a fost descris pentru prima dată în 2009, la aproximativ 5 ani după ce a fost excavat din mina de cărbune Sereion. Atunci, cercetătorii au descoperit rămășițele a 30 de exemplare, majoritatea dintre care au fost adulți, deși au fost descoperite și câteva specimene mai tinere. În general au fost descoperite vertebre și coaste, tipic fosilelor de șerpi. Totuși a fost recuperat și cel puțin un exemplar aproape complet de craniu. Cercetătorii cred că dimensiunea enormă a șarpelui a fost produsă de clima Paleocenului. Șerpii, similar altor animale cu sânge rece, au rate metabolice care sunt influențate de temperatura mediului ambient. Pentru a-și putea menține creșterea obișnuită, ei au nevoie de o cantitate suficientă de căldură, însă pentru a ajunge la asemenea dimensiuni ar avea nevoie de un mediu excepțional de cald, la fel precum cel care a caracterizat Paleocenul. Cărbunii extrași din Sereion au fost formați din zăcăminte lăsate de o mlaștină, situată de-a lungul marginilor unei mări străvechi de mică adâncime care se află la baza primilor precursori ai munților Anzi.
Titanobo ar fi petrecut foarte mult timp în apă, deoarece acolo s-ar fi aflat și prada lor principală. În mod similar, anacondele moderne își petrec cea mai mare parte a timpului fie în sau în apropierea apei, unde se ascund în mijlocul vegetației din zonele puțin adânci și își așteaptă prada. Este extrem de probabil ca Titanoboa să fie avut obiceiuri similare, deoarece dimensiunea mare a animalului ar fi făcut ca viața pe pământ să fie incomodă sau chiar imposibilă. Deinosuchus. Aligatorul rămâne în continuare unul dintre cele mai feroce animale, însă dacă am vorbit despre un specimen suficient de mare pentru a vâna chiar și dinozauri, ei bine, cu mai bine de 75 de milioane de ani în urmă, un astfel de carnivor pândea în mlaștinile de coastă din America de Nord. Acest prădător antic avea o lungime de 10 metri și putea cântări până la 7 tone, cât un elefant matur. Datorită fălcilor sale, Deinosuchus era cel mai mare prădător al ecosistemului său, așa că vâna orice s-ar fi apropiat suficient de mult de mlaștinile în care trăia. Primele rămășițe au fost descoperite în Carolina de Nord în anii 1850. Fragmente suplimentare au fost descoperite în anii 1940 și au fost ulterior încorporate într-o reconstrucție a craniului, care a fost totuși inexactă. Informațiile noastre despre Deinosuchus sunt în continuare complete, însă materialul cranian mai bun găsit în ultimii ani a extins înțelegerea științifică a acestui prădător masiv. De-a lungul timpului, paleontologii au atribuit diverse descoperiri de fosile de Deinosuchus unei singure specii, Deinosuchus haceri, și au atribuit animalul unui singur membru antic al subgrupei care conține aligatorii moderni. Totuși, potrivit unor studii mai noi, ceea ce se credea cândva a fi o singură specie ar fi putut fi deja trei. Această concluzie a fost atinsă de paleontologii Adam Cosset și Christopher Broșu de la Institutul de Tehnologie din New York și respectiv de la Universitatea din Iowa, după ce au analizat sute de fosile de Deinosuchus. Studiile lor arată și faptul că specia nu ar fi arătat ca și crocodilii pe care îi cunoaștem astăzi. Botul animalului era lung și lat, iar capul său umflat în jurul nasului. De asemenea, pe lângă căile nazale din vârful botului, Deinosuchus avea și o pereche de găuri cavernoase. Scopul lor este o enigmă, însă oamenii de știință cred că ar fi putut juca un rol în sinusurile reptilei sau în menținerea ușoară a craniului. Artropleura. Cu o lungime de peste 2 metri, Artropleura a fost cea mai mare artropodă care a existat vreodată, grup care conține nevertebrate precum insecte, păianjeni și crustacee. Specia a existat în vremea Paleozoicului târziu, o perioadă de aproximativ acum 300 de milioane de ani caracterizată de insecte supradimensionate. Oamenii de știință nu sunt complet siguri de ce nevertebratele au crescut atât de mult în acea perioadă, însă o posibilă explicație este nivelul ridicat de oxigen din atmosferă. Astăzi, oxigenul alcătuiește aproximativ 21% din aer, însă atunci ar fi alcătuit 30%. Nu doar atât, însă cele mai mari vertebrate de pe uscat probabil că ar fi fost mai mici decât multe dintre aceste artropode, așa că nu ar fi nimic în jur care să le mănânce. Chiar și așa, Artropleura probabil că nu a fost un prădător, fiind înrudit cu miriapodele, specia probabil că ar fi mâncat materie organică în descompunere. De asemenea, Artropleura ar fi arătat foarte mult precum miriapodele de astăzi, cu un corp lung și îngust, format din mai multe segmente acoperite cu plăci dure pe spate. Pe partea inferioară a corpului avea o mulțime de perechi de picioare articulate, în jur de 8 perechi pentru fiecare 6 segmente ale corpului. Basilosaurus. În ciuda numelui și a aspectului, Basilosaurus nu este un dinozaur, ci un tip de balenă timpurie care a trăit acum 40 până la 34 de ani în Eocenul târziu. Prima fosilă a fost descoperită în Statele Unite și s-a crezut inițial că este un fel de reptilă, de unde și denumirea. Cu toate acestea, s-a aflat mai târziu că este vorba despre un mamifer marin. Măsurând între 15 și 25 de metri, Basilosaurus a fost cel mai mare animal oceanic care a trăit vreodată, cel puțin descoperit până acum.
Basilosaurus a fost foarte comun în oceanul Tethys, fiind probabil cel mai mare animal din Paleogen. Totuși, dovezile fizice sugerează că Basilosaurus nu avea capacitatea cognitivă a balenelor moderne și nici capacitatea de a folosi ecolocația. În ciuda acestor limitări, specia a fost și cel mai de succes prădător al mediului său, vânând rechini, pești mari și alte mamifere marine, în special durodonul, care pare să fi fost sursa lor predominantă de hrană. Având în vedere toate aceste lucruri, Basilosaurus este cu siguranță un animal cu care nu ne-am dori să ne confruntăm. Asta a fost tot pentru astăzi, nu ezita să ne dai un like și să te abonezi, iar dacă ți-a plăcut acest video, îți recomand și episodul din dreapta, s-ar putea să-ți placă.